Mă, oameni buni, nu știu dacă v-am zis, dar să știți că eu am avut două tentative să mă călugăresc. Da, mă, să mă duc la mănăstire, acolo, unde nu-i durere, nu-i întristare, nu-i suspin. Da, mă, unde te trezești dimineața, n-ai niciun stres, frumos, mănânci, nu-ți vine nota de plată. Trece luna, nu-ți vin mă, astea, chirii, ratele, nebuniile. Da, mă, unde nu te interesează să plătești taxe, impozite, nu tu familie, nu tu curent, nu tu apă, nu utilități. Trăiești ca în rai, chiar ca în rai, mă, bă, dar prost am fost când m-am călugărit. M-aș fi dus acum, dar m-am certat cu ei dacă m-au dat afară, știi? Nu prea mai am intrări pe la taici, dar cred că dacă bădul la o de maici, alea, bă, mai ce alea, mai bac acolo, pot să puțin. În fine, lăsând gluma la o parte, eram la mănăstirea Putna, ucenic, Mă să la părintele stare și am zis, părinte, vreau și eu să mă călugăresc. Bă, ești crud, mă. Băi, băieți, băi. Ești crud, băi, facea Hai, da, du-te la părintele cu tare. Și zic, te-am trimis și stai, grija lui că tu ai sta, nu-ți mai convine, pleci în lume. Că nu, vede că lugărie, călugărie. Călugăria e grea. Știi? Mă gândeam că e grea că îți lași barba mare, îți lasă capul în jos. În fine. Și am stat în grija unui părinte, Vreau lună și ceva, era bătrân și într-o duminică după slujbă, stătea de vorbă cu un domn. Și am trecut acolo și zice, Daniel, ai cum mine să-l conduce pe domnul la mașină. M-am dus cu ei la mașină. Ce mașină, bă, băiatule, că a plecat la cu, cu Mercedes, mi-a gât Ne întoarcem și zic, zic, părinte, cine e la părinte? Nu îți zici matale că sunt băiat chinuit, vreau să intru acum la seminar, n-am bani nici de trecut strada, zici nu N-au că nici el nu mai are. <laughs> Zic, hai, mai vă să râd azi. Tu nu mașină? Nu, Daniel, ai o mai rămas, băi. Păi, dar de ce? He, stai că-ți povestesc. Bă, a fost milionar, bă, a fost miliardar ăsta. Nu ți spun, a avut bandă și tot cea cu Dar vezi tu, ai până nu mai ai, mă. Păi cum, bă, părinte, când ai bani mulți, poți să faci și mai mulți. Când n-ai, e mai greu, că... De unde ei? În fine, după aia mi-am dat o seama ce a zis Bendea, că banii mulți se fac ușor, banii puțini se fac greu. Deci a început părintele să-mi povestească. Bă, a avut firme de transport, Daniele. A avut firme de construcții. Bă, deci nu spun câte companii a deținut omușorul ăsta. Și odată cu divorțul, s-a dus baba sâmbetei. A început nevasta, că avea compania de transport pe numele ei. I-a luat-o. Nu i-a lăsat nimic. Fisu mare avea firma de, 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 construcții pe numele lui. Știi? Și a zis, bă, tată, acum rezolv cu mama ce rezolvi, asta e a mea. În fine. A mai rămas cu mașina asta, cu jipanul ăla și cu un apartament vechi. E, și a venit la mănăstire de ceva timp de când a divorțat și a rămas, nu mai bagă nimeni în seama acum, nici nevastă nici copii, și că fi, sora mică îl mai vizitează, dar mh, ăla încă nu-i conștient că el e sărac. Și i-a mai rămas un magazinel la colț stradă. Să-i târă cu ăla de la o lună la alta. În fine, băi Daniel, dar să a vorba cu el și mi-a povestit așa. Părinte, prima și prima dată când avem la mine. ăsta e singurul pomenic pe care vi-l dau în fiecare duminică. Vi-l dau acum să mă pomeniți tot anul. Și să știți că am scris pe el doar atât. Numele meu, sănătate, înțelegere și iubire. Și eu l-am întrebat, abundență, nu doriți, știi, eu că zicea ăsta bătrân, că scurve, o, mă, și ăștia pochi, ăștia bătrâni. Zic, dar de unde părinte, zicea lui Dumnezeu, mai dă ca abundență, lui ăsta că mi-a dat 100 de lei. Dar bine, nu ci-am când dădeam o dojean o de mă întorcea pe dos, era odita mai dulă, de călugăr. În fine. Și zice, Daniel, i-am zis, dar abundență financiară nu vă mai doriți? Nu, no, părinte, nu mai vrea. Am avut, am văzut ce înseamnă. Și la un moment dat când ai bani, oamenii nu te mai respectă pentru ce suflet ai, pentru ce caracter ai, pentru ce oferi tu ca persoană, nu. Încep să te respecte pentru funcție, pentru bani, pentru mașini, pentru ce poți tu din punct de vedere social, că le poți da un loc de muncă, că le poți deschide o ușă, că fie la o instituție puternică, fie la un om influent. Atât. Atât, Părinte, nu mai vreau. Dacă îmi dă Dumnezeu înțelegere și iubire și sănătate, am încă, dar dacă mi-ar da și sănătate, aș fi cel mai fericit om din lume. Am avut bani mulți. Am, am văzut ce înseamnă să ai bani mulți. Dar dragoste și înțelegere n-am avut niciodată, Părinte. Pa, asta le-aș vrea rugați-vă și pentru mine să dați-mi și mie un medicament, o rețetă, un mir, un anafru, o aghiazm, un ceva, ca să le am. Pentru că nu le-am avut niciodată, eu nu știu cum sunt. Dacă și fiul mi-a întors spatele, și nevastă mea, la cine să mai am pretenții? Și vin acum și îmi dau seama că aleargă omul după bani și își dă seama că cele esențiale sunt cele mai importante. Dar știți când își dă seama? Când le pierde sau cum conștientizează că nu le-a avut niciodată și a alerga practic după altceva. Bă, fraților, sunt mulți în situația asta care aleargă de dimineață până seara, sunt mulți stați sau multe mame și își bat capul, își distrug sănătatea, liniștea interioară. Și la un moment dat, cei de lângă ei încep să iubească pentru faptul că îi aduc bani mulți în casă sau încep să îi respecte pentru că ei sunt cineva în societate sau încep să îi îndrăgească pentru că le oferă un confort și o siguranță. Și hai să o vedem pe aia bună, că omul nu te iubește pentru ce ești, ci te iubește pentru faptul cum îl faci tu să se simtă. Eu aud de multe ori, da, vai Daniel, deci te iubesc pentru ce ești. Nu, mulți dintre voi mă respectați sau mă apreciați pentru faptul că v-am făcut să vă simțiți bine prin videoclipurile pe care le-am pus aici și prin informațiile pe care vi le-am dat, ce mulți dintre voi le-ați spus în practică. Atât. Pe un om îl iubești când nu are nimic, pe un om îl iubești cu adevărat când nu e nimic, pe un om îl iubești și îl apreciezi când nu poate nimic atunci se vede dragostea adevărată și pură. Și vă zic sincer, eu cea mai puternică dragoste am trăit-o pe la 12 ani, 13 ani, 11, nu știu, acolo, până în 14 ani. Pentru că după încep interesele. Te iubesc că arăți bine, te iubesc că ești frumoasă, te iubesc că ai luat FB, te iubesc că după aia ai luat bacul, te iubesc că ai facultatea, după aia te iubesc că ai bani. Încep, încep pretențiile. Haideți să fim serioși. Iubirea adevărată este momentul când nici tu n-ai nimic, nici ea nimic și atunci vă iubiți și când aveți Da? Mai era o vorbă. Sau nu mai știu cine... Sau tai că mi-a mi zis sau nu mai știu, nu vreau să dau o informație eronată, ci că femeia care a stat cu tine în autobuz merită să se plimbe și în, nu știu, că Lamborghini. Da? Da, femeia care stă în Lamborghini și atunci când nu-l mai ai, nu vrea să urce în autobuz, aia nu te merită. Așa se întâmplă. Deci, ca o concluzie finală, eu zic să vă concentrați mai mult pe cele esențiale, că oamenii care au avut bani mulți, care au avut imperii, care au avut, uite, stați de vorbă cu columbeanul, că nu mai interesează banii mulți pe columbean acum, nu, tată, vrea iubire și acceptare, să-l iubească cineva și să-l accepte așa cum e, cu semipareză sau cu ce sau cu ce are el. Ați înțeles? Deci uh, hai că am primit aici Bun Cei mai buni oameni care pot da lecții sunt cei care le-au trăit dar asta eu nu prea sunt de acord să vă duceți, că ați văzut ce a zis Teodosie acum, că femeia trebuie să sufere într-o familie. Da, să sufere, să fie călcată în picioare, să fie bazjocorită, care taina cununiei. Care taina mai aia de jumătate de oră pe care o făceam și eu în biserică, cântam ha 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 și îl bungheam pe nașul. Vine un coaie, ce bozule, că trebuie să plătești acelea. Nu, tată, nu. Iubirea sau uh, respectul, uh, când dispar acestea două, dispar toate tainele familiei. La revedere, pa, dacă tu ca bărbat sau tu ca femeie nu îl mai iubești, nu mai respecti, la revedere, bă, dis dispare totul. Nu cereți sfaturi de la oamenii care n-au realizat nimic în viața lor, care nu au lucrurile alea despre care ei vorbesc, da? Și uitați-vă puțin în trecutul lor, uitați-vă puțin la ce informații au, prin câte probleme au trecut, prin câte lucruri au trecut și atunci puteți trageți o concluzie. Dar cea mai bună concluzie e viața fiecăruia, că toate diferă. A mea într-un fel, a voastră într-un alt fel și rețeta mea niciodată nu o să potrivească cu a voastră. Deci cel mai bun mentor este viața cu lecțiile care vin atât bune cât și rele. Vă pup și vă doresc multă putere să treceți peste ele. Nu vă doresc să nu le aveți, că dacă nu le aveți nu veți evolua frumos. Așa vă doresc putere și înțelepciune ca să le treceți pe toate cu brio. Vă pup și mult spor!